Bună ziua și bine ne-am regăsit în emisiunea Știința Sacră. Sunt Marius Vornicescu, gazda dumneavoastră. Astăzi avem o emisiune total inedită, un subiect nou și cu un invitat pe măsură, Andy Neagu, instructor de meditație transcendentală. Andy, bine ai venit! Bună ziua, Marius! Mă bucur că m-ai invitat să vorbim. E un subiect pe care mi-l doream de mult timp, un subiect care a făcut și la noi în țară, în perioada de dinainte de Revoluție, hai să zicem, un pic de vâlvă, mai ales în lumea într-un mediu mai înalt, intelectual. Știu că meditația nu era accesibilă chiar oricui în acea perioadă, până când ea a fost interzisă în 82. Și, bineînțeles, după Revoluție, când toate lucrurile au luat o altă turnură cât de cât pozitivă și constructivă pentru cei care erau pasionați de meditație și de alte metode de evoluție. Știu că e o întrebare care ți se pune des și e firesc să fie așa, pentru că nu toată lumea e familiarizată cu acest tip de meditație, pentru că bănuiesc și că nu este meditația clasică sau nu intră în categoria meditațiilor moderne de tip de pe linia americană. Așa că o să te întreb, ce este meditația transcendentală? Ei bine, meditația transcendentală este o tehnică mentală, naturală, complet lipsită de efort, nu este bazată pe concentrare, vine dintr-o tradiție veche de mii de ani, a fost adusă în Occident de către Maharishi Mahesh Yogi acum 60 de ani, cred că s-au făcut, și cred că este cea mai studiată tehnică mentală din lume, Maharishi insistând în această direcție, el ca pregătire fiind fizician, a fost fizician. Și este și o povestioară interesantă pe care o spun de fiecare dată, când și-a întâlnit maestrul său, Gurudev, ce-o fi simțit când s-a apropiat de el și-o fi zis, ok, acesta este, gata, s-a dus, vreau să te urmez. Acesta l-a întrebat, bine, tu ce știi să faci? Și Maharishi i-a răspuns, sunt student. Și a răspuns înapoi, bine, du-te și termină-ți studiile și vreau și caută-mă că mă găsești tu. A spus cu durere în suflet și fără nicio tragere de inimă, s-a dus, a terminat facultatea. Pe de altă parte, spunea că de fiecare dată când Gurudev i-a spus ceva, a simțit că este pentru binele său. Și atunci, oricum, în tradiția lor, dacă maestru îți spune, du-te și fă aia, te duci și faci aia. L-a găsit, a stat pe lângă el, s-a iluminat și el și la rândul său a devenit în timp un mare maestru. Dar această pregătire în fizică l-a făcut să înțeleagă cum funcționează această epocă și a deschis meditația transcendentală studiului științific, ba chiar a insistat în direcția asta. Analize de sânge, unde cerebrale, comportament social, individual, grupuri mari, orice. Sunt peste 600 de studii făcute în 250 de universități din 33 de țări. Toate publicate în reviste de specialitate, revăzute de pari, cum se întâmplă în lumea științifică. Dacă era vreo problemă, aveau timp să o afle. Asta m-a atras și pe mine la studiul meditației transcendentale. Faptul că au lăsat știința să studieze fenomenul și au scos oarecum din zona asta mistică, în care, e adevărat, foarte mulți occidentali și la noi în România se întâmplă să asocieze meditația, pentru că vine din India, cu fel de fel de religii sau secte indiene. Unii le-au și corelat și le-au adus în Occident, mai ales după al doilea război mondial, când generația asta, flower power, a explodat și a fost un boom de maestri care au venit din Orient în Europa și în Statele Unite și e adevărat că mulți le-au amestecat și lumea e confuză și faptul că meditația transcendentală are atât de multe studii de cercetare în spate, pentru mine este un mare plus pentru vremurile moderne, pentru că oamenii văd că se poate. Acum putem cuantifica foarte multe lucruri care înainte nu puteau fi pentru că nu exista tehnologia de așa natură. Trebuia să, cum spuneai tu, să-l crezi pe maestru. Dacă maestru spunea așa, înseamnă că așa era.
Acum oamenii sunt mai sceptici, cel puțin oamenii din zona asta mai din Europa, din vest, din Statele Unite, oamenii sunt mai raționali, nu mai cred în orice, vor niște dovezi. Și un lucru foarte bun că și cu ajutorul tehnologiei că se pot materializa negru pe alb, fel de fel de lucruri. Da, așa este. Un lucru interesant, toate aceste studii au fost strânse în 7 volume, cam A4, dimensiune, groase cam cât o cărămidă fiecare. Interesant, vreau să spun, este că atunci când am învățat eu să meditez, în 92, erau doar 6 volume. Între timp, cineva a venit și a mai făcut niște studii, pentru că și tehnologia evoluează și atunci vor să verifice cu noile tehnologii ce se întâmplă. Pe vremuri erau unde cerebrale și coerența undelor cerebrale din creier. Acum avem computer tomograf, scintilație magnetică și tot felul de noi tehnologii pe care întotdeauna vine cineva și spune, ok, oamenii ăștia au verificat, vreau să văd și eu dacă se întâmplă. Iar știința asta înseamnă sistematic și repetabil. Dacă eu spun că un lucru se întâmplă în anumite condiții, iar altcineva de pe partea cealaltă a planetei verifică, repetând experimentul în aceleași condiții, iar acel lucru se întâmplă, înseamnă că acel lucru are o bază adevărată. Rămâne doar să fie teoretizat. Apropo de religie, nu are nicio legătură cu religia, cu nicio religie și nu este o religie și mai ales nu este o filozofie, nu este bazată pe o gândire și pe concept, este ceva extrem de practic. A fost învățată de peste 6 milioane de oameni din întreaga lume, indiferent de religie, de pregătire profesională, de nivel de studii, de clasă socială, nu contează. Guvernul american o folosește intens în tratarea sindromului post-traumatic pentru veteranilor de război, pentru că ei au o problemă acolo, pentru că la un soldat care le moare pe front, vreo 3 le mor acasă datorită traumelor dobândite. Iar meditația transcendentală nu forțează mintea să meargă în nicio direcție, oricum nu seamănă cu nicio tehnică mentală aflată acum pe piață, ca să spunem așa. Nu este nici în zona tehnicilor de concentrare, nici în, cum este mindfulness-ul, de exemplu, nici în zona tehnicilor de contemplare, cum ar fi parcă meditația ghidată, este undeva la mijloc, e complet independentă și diferită față de orice. Referitor la sindromul post-traumatic, am citit un material, într-adevăr, și m-a pus pe gânduri, am zis dacă Guvernul Statelor Unite a ajuns să a căutat atâtea soluții și erau descrise foarte multe de la pastile și tot felul de alte remedii medicale pe o soluție pentru acei soldați. Dacă ei au ajuns să apeleze la meditație pentru că au văzut rezultate, înseamnă că au făcut ceva studii serioase în spate, pentru că au nevoie de niște dovezi solide ca să recomande așa ceva unor soldați și nu doar, pentru că vine pe linie medicală în cazul lor. Da, la orice funcționează e bun pentru ei și într-adevăr, cred că, nu știu, 2 milioane sau 20 de milioane de dolari au fost investiți în această direcție pentru studiul asupra acestui sindrom post-traumatic. Îmi spunea cineva că una dintre metodele, așa zis, clasice folosite pentru ei e un fel de catarsis, în sensul că acel om trebuie să-și reamintească trauma și cumva să se obișnuiască cu ea. Gândiți-vă că omul acela a trăit teroarea, oroarea și acum îl faci să se mai uite încă o dată în acea direcție pe el. El tot ce își dorește să facă este să nu mai se gândească la acel lucru. Meditația transcendentală permite eliminarea stresului în mod natural și ferește psihologia noastră de natura stresului. Iese fără să știm că iese. Pur și simplu se experimentează o liniște profundă care se află în interiorul nostru al tuturor. Se spune că mintea este ca un ocean, la suprafață valuri, tot timpul aici stăm de vorbă, vorbim, ne agităm, suntem conștienți unii de alții și așa mai departe, dar în interior este liniște, ca oceanul nemișcat. Experimentarea acelei liniști, mult, mult mai profundă decât cea din somnul adânc fără vise, permite eliminarea spontană și naturală acestui stres adânc înrădăcinat, în mod natural. Și nici nu trebuie să stai foarte mult. Se practică de 2 ori pe zi, 15-20 de minute, așezat confortabil, cu ochii închiși. Este suficient. Este extrem de eficientă și mai ales funcționează.
În ce privește veteranilor de război, cred că Clint Eastwood e un mare avocat, el practică meditația transcendentală de foarte multă vreme și el recomandă acestor veterani de război practica meditației transcendentale. Și sunt foarte multe testimoniale cu ei vorbind, în sfârșit pot să dorm, în sfârșit pot să nu mai am atacuri de panică așa intense și așa mai departe. Știu că în Statele Unite foarte multe vedete din zona Hollywood, MTV, practică meditația transcendentală și cred că cei mai celebri sunt Beatles și... Da, din epoca 60, da, ei în zilele noastre Oprah, dar este mai mult cunoscută în state, mai puțin la noi, dar în state este o celebritate. Ei a fost chiar să mediteze la Fairfield, în Iowa, unde este o universitate dedicată pentru așa ceva. Jim Carrey, Seinfeld, la fel, care este un mare avocat al mișcării, regizorul lui Twin Peaks, am un lapsus acum, recunosc, și el este un mare avocat al acestei tehnici, ba chiar organizează strângeri de fonduri pentru cei care nu pot să-și permită costul. Fac sponsorizări, inclusiv sponsorizări pentru cursurile de instructor care, pentru ca cineva să învețe meditația transcendentală în 7 pași făcuți în 5 zile, instructorul se pregătește 5 luni de zile sau poate 6. Mi se pare normal, pentru că dacă e să ne gândim pe vremuri ca un maestru să-i acorde unui discipol grația de a preda sau să-i ducă învățătura mai departe, indiferent de metodă, trebuia să stea ani de zile lângă el, ani buni. Acum, e adevărat, trăim alte vremuri și lucrurile sunt la alt nivel și pot fi condensate, dar e un 5-6 luni, e un minim. Da, pe de altă parte, nu toată lumea ajunge acolo, iar dintre cei care ajung acolo, nu toți termină cursul. Se încearcă să fie o selecție cât mai bună la început, dar uneori unii nu încheie, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri, în sensul că eliminarea de stres, care este naturală și ușoară ca o călătorie confortabilă, acolo se accentuează, pentru că nu poți să predai, nu poți să dai celorlalți ceea ce nu ești tu. Și dacă există stres, corect, în sistemul tău nervos, aceste lucruri funcționează un pic mai greu. Pe măsură ce pleacă, atunci lucrurile merg mai ușor. Iar Maharishi face o treabă foarte, foarte bună cu instructorii în această direcție. E adevărat, pentru că dacă tu, ca instructor, nu ți-ai rezolvat o parte din probleme, se transmite oarecum prin informațional, ceilalți din jur percep și... Dovadă că, de cele mai multe ori, dacă ne uităm în diferite alte școli, elevii se mulează pe energia celui din față. Este un lucru foarte frumos. Povestea Maharishi la început, cum a ieșit el din liniștea aia din Himalaya. Dar episodul pe care vreau să-l povestesc are legătură că, la un moment dat, cineva s-a ținut după el și a propus niște conferințe. A ținut acele conferințe venite de nicăieri și la un moment dat cel care era în acea, altcineva care era în acea librărie publică, o persoană foarte cultă, a început să vină să-l asculte și la sfârșit a stat de vorbă cu el și a spus: nu am întâlnit până acum pe cineva care să vorbească despre ceva ce este el însuși, pentru că de obicei vorbitorii sunt deconectați de subiect. Adică vorbesc despre lucruri învățate, nu din experiență proprie. Și atunci asta la un moment dat se percepe într-un fel sau în altul de către celălalt. Așa este. E un concept cu care și eu rezonez nu 100%, 200%, pentru că prefer să merg la să ascult vorbe simple a unui maestru care a trecut prin experiență personală, prin toată acea poveste și chiar dacă nu are foarte multe lucruri să-mi spună, mi le transmite și parcă se întipăresc altfel în mine. E un fenomen pe care l-am observat, mai ales în abundența asta de workshop-uri și de maestri care au invadat și România. Am avut ocazia să confirm ceea ce spui și tu, că când vorbești din cărți, până într-un punct e ok, dar se simte apoi. Dacă vrei să mergi la un nivel mai profund, ai nevoie de altceva.
Așa este, spunea Maharishi, și fiecare dintre noi vorbește de la nivelul de conștiință pe care se află. Iar dacă vorbim despre stări de conștiință, pot să spun în două vorbe câte ceva despre asta. Maharishi a spus că sunt 7 stări de conștiință din punctul lui de vedere. 3 dintre ele le cunoaștem cu toții. Starea de veche, în care suntem acum, stăm de vorbă, suntem conștienți de noi înșine, de cei din jurul nostru. La un moment dat, sistemul nostru nervos obosește și atunci începe să reflecte starea de somn, în care organismul se regenerează și atunci nu știm nimic nici de noi, nici de mediul din jur. Iar în această stare de somn, din când în când, apar vise. Iar aceasta este o altă stare de conștiință în care realitatea este iluzorie. Această încăpere poate să fie un palat pe fundul mării sau un orișor drăguț într-un castel pe cer. Și tot trecem prin aceste stări relative de conștiință pe care le știe toată lumea. Undeva la bază, de fiecare dată când trecem dintr-o stare de conștiință relativă în alta, există o mică pauză. Această pauză este acea numită stare de conștiință transcendentală sau sinele interior, pentru că toate aceste stări de conștiință provin din această liniște interioară. Este în abilitatea noastră naturală să experimentăm această stare de conștiință. Meditația transcendentală doar amplifică frecvența, abilitatea de a experimenta acest lucru în timpul practicii, în timp ce suntem în stare de veghe. Asta este tot ce face. Pe lângă aceasta, se spune că în momentul în care stabilizezi complet această liniște interioară sau cea mai simplă formă de conștiință, conștiința de sine, sistemul nervos omenesc poate păstra 2 stări de conștiință simultan, oricare dintre cele 3 relative și pe cea transcendentală. În acel moment deja este vorba despre o altă stare de conștiință. Maharishi a numit-o conștiință cosmică, datorită faptului că este enormă, datorită infinitului interior care îl experimentezi și faptul că trăiești viața de aici susținut de acel infinit. Aceasta este nirvana lui Buddha. Aceasta este starea de yoga despre care vorbește Yoga Sutra sau lui Maharishi Patanjali. Asta este Tao despre care vorbesc chinezii, pentru că peste tot undeva în lume a fost cineva care a experimentat asta și după a pus în cuvinte pentru cei care nu o trăiau pentru a le da o direcție. Pe lângă asta, spune Maharishi, mai sunt încă 2 stări de conștiință foarte înalte, o să le menționez pe scurt, este starea de conștiință divină, în care percepția începe să pătrundă în profunzimea creației și la sfârșit, în momentul în care cel mai fin aspect relativ al unui obiect este perceput împreună cu valoarea sa transcendentală, la un moment dat se realizează că privește același lucru și atunci ce este înăuntru este și afară și oriunde te uiți este sinele tău, ești tu, e acel moment în care se spune aham brahmasmi, eu sunt totalitatea sau tatuamasi, tu ești acela. Dar, pentru a fi clari, meditația transcendentală ți-a atenția de la stări grosiere de gândire, te face să experimentezi nivele tot mai subtile până când la un moment dat transcenzi și experimentezi această stare interioară de liniște infinită. Iar încet, încet te duce spre această conștiință cosmică, iar aici rolul ei se oprește. Cu conștiință divină, cu divinitate, este o altă discuție și oricum nu merge cu un mijloc mecanic. Și nu vreau să supăr pe nimeni. Multă lume, eu cel puțin am întâlnit întrebarea asta de foarte multe ori și mi s-a pus și mie, asociază starea de yoga, starea de meditație cu o retragere, cu ascetismul, pentru că ea în general în trecut așa a fost promovată, prin intermediul asceților, majoritatea, cred că aproape toată lumea cu mici excepții, erau călugări sau chiar asceți se retrageau în munți și pentru că ei au promovat prin cărți sau prin anumite tratate toată experiența și filozofia acelei școli, lumea, și prin filme acum modern, în general lumea asociază cu așa ceva. Bineînțeles că au fost și oameni care au atins stări foarte înalte de conștiință și care au avut viață de familie, au trăit la oraș și care au reușit să integreze asta în practica de zi cu zi. E posibil și ca prin meditația transcendentală să nu, să ajungi la acele nivele de conștiință de care spuneai mai devreme fără să te retragi într-o peșteră și să mănânci un bob de orez pe zi și să rămâi aici la oraș cu jobul tău de poate contabil șef și nu vrei să renunți, că ție îți place contabilitatea.
Răspunsul este da, dar dacă îmi permiți, am să adaug un pic de context. Există patru păreri greșite despre meditație. Le-am auzit de la Dr. Bevan Morris, cel care a fost președintele Universității Maharishi din Iowa, cel când a ținut Jim Carrey speech-ul de sfârșit la absolvire, da, el era acolo. A fost în România când am încheiat eu cursul de instructor împreună cu altcineva, probabil curios să vadă ce se întâmplă pe aici. Am stat un pic sus de vorbă și am fost atent când a povestit despre aceste păreri greșite despre meditație, iar una se potrivește cu ce spui tu. În sensul că se crede că pentru a avea rezultate trebuie să fii pusnic, să fii retras din viață, să te duci în pădure, să nu ai nicio legătură cu mașini, doamne, domni, bani, orice, cu dorințe. Da. Există o urmă de adevăr în asta. În principiu, există două feluri de oameni. Sunt pusnicii și sunt oamenii din lume. Pusnicii își doresc să nu-și dorească. Sunt cei care se grăbesc. Nu interesează ce se întâmplă în jurul lor. Oamenii din lume își doresc să-și împlinească dorințele. Vrem o mașină mai frumoasă, o prietenă mai înțelegătoare, o casă mai mare, o vacanță mai frumoasă, experiențe mai frumoase în viață. Ambele categorii au această posibilitate de a ajunge la împlinire. Ideea este că te naști așa. Nu poți deveni pusnic dacă nu te-ai născut așa și invers. Degeaba te duci în pădure dacă tu ești născut om din lume, pentru că la un moment dat te vei întoarce, pentru că noi suntem ființe sociale și avem nevoie de compania celorlalți. Pe de altă parte, dacă ești pusnic și ai familie, copii și vine cineva și îți oferă ocazia de a te retrage din viață, ai plecat și ai lăsat totul în spate, pentru că asta este ce îți dorești tu mai mult și mai mult. Căile au fost dintotdeauna două. Marii maestri, prin care această cunoaștere a ajuns până în zilele noastre, unii dintre ei au avut familie, copii și au predat cu această cunoaștere mai departe fiilor lor, iar alții au spus, nu vreau să am de-a face cu această lume, nu mă interesează nimic din ea, au fost pusnici și au predat această cunoaștere discipolilor pe care i-au găsit în decursul vieții. Această cunoaștere, datorită timpului, se pierde. Timpul macină tot. Iar din când în când este revigorată de către un mare maestru, cum a fost Maharishi în zilele noastre, sau Adi Shankara în trecut, în perioada când budismul prinsese cam multe rădăcini în India și a zis, nu vă opriți la Nirvana, există mai mult, această stare de libertate infinită trebuie trăită în extazul comuniunii cu divinitatea. Dar să revenim, și această cunoaștere rămâne mai mult acolo unde oamenii sunt mai dedicați și aceștia sunt pusnici. Și atunci se rămâne cu impresia că doar această cale este posibilă. Meditația transcendentală se adresează oamenilor din lume. Deci, cum ai spus tu, un contabil poate să-și trăiască viața împlinit și să ajungă la rezultate remarcabile fără să facă mare lucru. Este extrem de concentrată, ca timp este pentru oameni ocupați. Mai sunt trei păreri despre meditație, dar poate avem timp altă dată. Eu mă bucur că mi-ai confirmat până la urmă credința că meditația poate fi integrată în viața cotidiană, pentru că când eram mai la începuturile căutărilor mele, mi-am întrebat la un moment dat niște prieteni care practicau yoga și meditație de aproximativ 15 ani și mă uitam la ei așa ca la icoană, erau undeva pe socul și îmi imaginam tot felul de lucruri paranormale, pentru că citeam prin cărți cu maestrii yoghini care atinseseră tot felul de siddhisuri și levitau și citeau gândurile și scriau acolo că dacă practici ani de zile intensiv, poți să ajungi acolo. Și mă gândeam că ei au 15 ani, sigur sunt acolo. Dar sunt modești și nu vor să arate. Și i-am întrebat cum merge practica lor de meditație. Și mi-au zis că greu, nu le permite timpul. Au serviciu, pleacă dimineața, vin seara, târziu, la 7-8. Faci un duș, mănânci, până îți cumperi ceva de mâncare, se face noapte, te apucă somnul că ai muncit toată ziua și a doua zi e de la capăt. Și în weekend recuperezi somnul, oboseala pierdută în timpul acumulat în timpul săptămânii și nu prea mai e așa timp de meditație. Și m-a pus pe gânduri, zic, cum, dar voi nu meditați tot timpul?
pentru că e o stare interioară, nu ține neapărat să stai în lotus sau să te retragi în peșteră. Și mi-a zis că nu înțeleg eu, că sunt la început și că o să văd de mai departe. Dar nu am dat pace, n-am lăsat-o așa neterminată și am început să caut răspunsuri. Poate fi integrată această stare specială în viața cotidiană, că eu vreau tot timpul, nu vreau doar la cursurile de meditație. Și am văzut că de problema asta se loveau inclusiv cei care erau pe linie creștină sau pe alte linii de evoluție. Și atunci mi-am dat seama că poți să fii creștin 3 ore duminica la biserică sau poți să fii tot timpul. Ține de alegerea noastră personală cum integrăm și cum vedem toată povestea asta. Dacă suntem mai, cum spuneai tu mai devreme, la suprafața oceanului, unde sunt valuri tot timpul, sau vrei să intri mai în profunzim, dar pentru asta trebuie să faci ceva. Că nu oricui, nu oricine se poate scufunda să stea în acea liniște. Și mi-am dat seama că trebuie să vin cu o altă abordare și să reușesc în așa fel încât să integrez meditația ca stare naturală, ca stare firească și să am inclusiv în, dacă merg în club sau dacă merg la o nuntă sau dacă merg la serviciu, să nu fie separată de mine, să nu am doar acasă când nu fac practica mea sau la sala de curs. Dar o să continuăm discuția după o scurtă pauză publicitară. Am descoperit acest dispozitiv. Am descoperit Torsero. Apelați la el cu încredere pentru că glicemia mea s-a normalizat. Sunt convinsă că durerile articulare mi-au trecut datorită acestui dispozitiv și mai are o calitate importantă. Îți dă energie și forță atunci când crezi că ești epuizat. Aveam niște probleme. Colesterolul, glicemia, ieșeau la o razna. Primele zile, primele luni, mai bine zis, l-am folosit periodic, temporar, 10 minute, 15 minute, 20 de minute, și așa progresiv, până când am ajuns să-l port de gât și, de atunci, bine, ba mai durea șold, ba mai simțeam niște junghiuri până coaste, vă rog să mă credeți că după nu mult timp, o lună și jumătate, dom'le, aveam așa o stare de bine, o dorință de viață să trăiesc așa cum. Și dacă am văzut că trebuie așa, am luat încă 2. La început am fost destul de sceptică că îmi va ajuta, dar l-am pus. Spre surprinderea mea au trecut durerile. Nu puteam să țin acum mână, nu puteam, deja nici degetele celelalte nu mă ajutau. Deci pentru mine a fost nemaipomenit. De când am torserul, când mai mult de aia îl suport pe partea asta la inimă, mi-a scăzut tensiunea între 12 și 14. După ce am luat torserul, s-a mai liniștit durerea de la rinichi de șale. Am avut cu coloana probleme la două vertre de care asta cam de vreo 20 de ani mai se creia. Torserul, aplicându-l partea dureroasă, a început să elimine durerea. Două rezultate foarte bune la reumatism. Am avut dureri cumplite, nu puteam să dorm, seara să adorm și foloseam unguiente de toate felurile și nu mergea. De când folosesc torserul pot să adorm foarte repede, mă liniștește. Am revenit în emisiune cu Andy și continuăm discuția despre meditația transcendentală. Spune-mi, te rog, dacă meditația transcendentală poate fi practicată de oricine? Sau are contraindicații? Nu are nicio contraindicație absolut oricine. Bine, există niște contraindicații, e mare conflict cu anumite substanțe. Uh-huh. Există anumite perioade de pauză care trebuie avute înainte de a practica meditația transcendentală, iar noi suntem foarte atenți, noi instructorii suntem foarte atenți cu asta. În rest, trebuie doar să fii capabil să urmezi niște instrucțiuni simple. Uh-huh. Atâta timp cât funcționezi în societate ca o persoană obișnuită, poți și învăța. Nu este absolut nicio contraindicație în direcția asta.
Spuneai în prima parte a emisiunii că se practică de 2 ori pe zi. Dacă cineva și-ar dori să o practice de 5 ori pe zi, ar avea nu mai ajută. Multe beneficii sau nu ajută. Gândiți-vă că mergeți la un ocean și ai la tine doar un degetar. Poți să stai 2 ore în ocean, când te întorci degetarul ăla, l-aduci cu tine. Este 15-20 de minute sunt arhisuficiente, iar sistemul tău nervos reține acea experiență, iar între meditații o pierde și este prevăzut să o piardă. Pentru că în felul acesta își construiește dorința și abilitatea de a o menține. Ca și cum mergi la sală. Nu te duci în fiecare zi și tragi de toate aparatele care le găsești acolo. Nu, tragi pe grupe de mușchi, faci anumite exerciții, după care faci pauză pentru a da posibilitatea organismului să se adapteze la ce vrei de la el. La fel și în cazul nostru. Odihnă și activitate, meditație și activitate. Această alternanță permite acea creștere spre stări înalte de conștiință despre care am vorbit mai devreme și despre ce spuneai tu apropo de meditație. Eu îi spun anumite stări de conștiință sau anumite moduri de funcționare care se mențin între meditații. Apropo de undele cerebrale măsurate, creierul omenesc e format din lobi, iar în momentul când practici meditația transcendentală, undele cerebrale din acești lobi încep să funcționeze în sincron în mod spontan. Mai mult, între meditații, în activitate, încep să păstrezi această coerență a undelor cerebrale. Iar aici apare ceva foarte interesant. În timpul practicii, această coerență a undelor cerebrale între cineva care practică de 2 săptămâni și cineva care practică de 40 de ani e cam aceeași. Diferența apare între meditații. Cel care practică de mai mult timp păstrează această coerență între meditații mult, mult mai mult timp. Este ca un exercițiu, e ca și cum ai merge la sală. Ca și cum ai, degeaba vrei tu să alergi maratonul și stai și te gândești ar trebui să alerg maratonul și asculți motivaționale și te gândești foarte, foarte intens că ar trebui să alergi maratonul. Dacă nu te duci măcar un pic în parc să începi să alergi, nu ai să alergi nici 5 km. Așa este. Meditația transcendentală, cel puțin în Statele Unite, pentru că au apărut multe articole în direcția asta, a început să fie cunoscută în ultima perioadă și datorită acelor yoghini zburători. Are vreo legătură sau? Are o legătură și n-are o legătură și aici trebuie explicat. Maharishi, pe lângă meditația transcendentală, a mai adus câteva lucruri, inclusiv programul de Transcendental Meditation CD Program sau meditație transcendentală CD, unde CD înseamnă perfecțiune în sanscrită. Maharishi ia câteva sutre din Yoga Sutra lui Maharishi Patanjali, din acel faimos capitol Vibhutipada despre abilități speciale, și te învață cum să le folosești la nivelul cel mai subtil. Este un exercițiu de a exercita voință de la nivelul cel mai fin la realității relative, de unde toată această realitate provine. Tot ce faci de la acel nivel se întâmplă aici, cumva se propagă. Bineînțeles, ești ca un copil care își exersează mâinile și coordonarea dintre mână și ochi și așa mai departe. Nu se întâmplă dintr-o dată, pentru că pentru a funcționa, trebuie să se întâmple doar la acel nivel. E ca în fizică, apropo de supraconductivitatea care apare datorită răcirii cu heliu lichid. Acele supercomputere funcționează repede datorită acestui fenomen. Dacă, să zicem, prin absurd am putea ajunge la zero absolut, am vedea că totul s-ar opri. Dacă se încălzește un pic, această abilitate se pierde. La fel și în această practică, atâta timp cât exersezi voință de acolo, lucruri interesante se întâmplă. Dacă te-ai dus în absolut, ai încheiat-o cu activitatea și uneori și corpul poate să pice. Dacă îi tai, pentru că nu mai funcționează acolo, nu mai este activitate. Tu poți fi conștient, dar corpul tău încetează să funcționeze. De aceea este bine să stai așezat, confortabil, ca să previi astfel de lucruri. De altă parte, dacă te duci în activitate spre zone superioare, de zone grosiere de gândire, și pierde eficiența. Un exercițiu. Sutra de zbor este cea mai interesantă pentru că te azvârle în te vezi. Bine, nu toată lumea chiar reușește. Asta este un curs pentru avansați, adică trebuie să existe semne clare de transcendere, inclusiv în timpul zilei, cum mai spuneai și tu.
Beneficiile, în schimb, sunt formidabile, în sensul că acea coerență a undelor cerebrale despre care vorbeam mai devreme este absolut fantastică în timpul acestui zbor yoghin, iar un efect de câmp care a fost și el măsurat crește exponențial când mai mulți oameni practică împreună această tehnică. Și Maharishi cred că a strâns câteva mii de oameni pe vremea când era printre noi, suficient pentru toată populația planetei, și au verificat ce se întâmplă. În sensul că au luat datele statistice pe anii trecuți, au făcut niște extrapolări să vadă ce ar fi trebuit să se întâmple în acea perioadă și au măsurat ce s-a întâmplat efectiv. Când datele au o diferență care iese din marja de eroare matematică, înseamnă că ceva s-a întâmplat. Indiferent ce s-a întâmplat, ceva s-a întâmplat. Iar întotdeauna știința pornește de la empiric. În sensul că observăm ceva, după care începem să verificăm. Acum vorbim la niște telefoane care ne pot conecta cu persoane de pe partea cealaltă a planetei. Instant. Și totul a pornit de la o piatră care atrăgea fierul și care își schimba poziția când era suspendată de un fir. Totul a pornit de acolo. Încet, încet, cineva a mai înțeles ceva, altceva, am ajuns la legile lui Maxwell și tot așa. Întotdeauna lucrurile acestea au existat dintotdeauna, numai că mai apare câte cineva un pic mai inteligent și mai teoretizează un aspect al naturii. Care face conexiuni. E adevărat ce spui, am citit și eu foarte multe experimente, s-au făcut în special în Statele Unite pe a vedea ce se întâmplă dacă un grup foarte mare de oameni meditează în acel oraș. E celebru experimentul cu din New York și sunt mai multe orașe în care s-au făcut aceste experimente. În colaborare cu autoritățile din acel stat, cu poliția, și s-a observat că în perioada în care s-au făcut acele experimente, să spunem o lună de zile, au scăzut incredibil de mult, a scăzut criminalitatea, furturile, accidente de mașină și tot felul de... Adică nu pot spune chiar sub o întâmplare. E undeva peste marja de eroare. Exact, exact, exact. Mi-aduc aminte când eram la început cu practica de meditație, citisem într-un articol că oamenii de știință s-au întrebat care este timpul minim de a medita pentru a obține acele binecunoscute efecte ale meditației. Și au ajuns la concluzia că 20 de minute dacă faci, corpul, mintea, creierul asimilează acele proprietăți ale meditației. Și în acel moment eu am prins vremea când încă se făcea la casetă cu muzică de meditație și le selecționam eu în așa fel încât să am măcar 20 de minute să-mi țină mintea acolo ocupată. Încetul cu încetul am înțeles și citeam și prin cărți și prin tratate că meditația nu se face cu muzică, că nu ține de muzică. Pentru că ține atenția la suprafață. Exact, exact. Și încetul, primele experimente nu au fost tocmai pe gustul meu, pentru că eram atașat de muzică și acela era nivelul. În timp, cu cât am practicat mai mult, mi-am dat seama și muzica a dispărut de la sine. Mi-am dat seama că acea liniște e exact cum spuneau asceții prin cărți sau prin tratate, în liniște se face totul. Din liniște provine totul și în liniște se întoarce, dar ca valurile din ocean. Valul se ridică din ocean, valul se întoarce în ocean și tot așa, la nesfârșit. Există, apropo de părerile despre meditație, una dintre ele este că e greu. Adică trebuie să faci efort, să te chinui. Uh-huh. E un pic peste mână, pentru că în sensul că efortul este împotriva evoluției. Tot ce se întâmplă în natură urmează calea celui mai mic efort. Apa curge exact pe acolo pe unde e energia minimă, la fel lumina se propagă, Vântul. Totul urmează această cale. Orice e bazat pe efort, pe tensiune, este contraevolutiv. Meditația transcendentală nu trebuie să faci absolut nimic. Sau trebuie să faci un minim. Lucrurile se întâmplă de la sine. Chiar dacă e zgomot afară, la un moment dat mintea își pierde interesul pentru asta. Experiența exactă nu poți să o ai decât dacă înveți, efectiv. Uh-huh. Înainte noi vorbim despre beneficii, iar cine înțelege vine și învață. După care discuțiile se schimbă un pic.
pentru că în momentul în care ai experiența se poate discuta altfel. Eu obișnuiesc să spun, este un curs practic, nu există filozofie, este ca și cum ai învăța să mergi pe bicicletă, dar înainte de a-ți explica cum să mergi pe bicicletă, trebuie să-ți dau bicicleta. După aia îți spun că te apleci la stânga, te apleci la dreapta, grijă cum pui frână, să nu sari peste ghidon, lucruri care n-ar avea niciun sens pentru tine până nu ai mers un pic cu bicicleta. Corect. Sunt folosite în meditația transcendentală celebrele mantre sau tehnici de respirație, tehnici de pranayama, cum sunt ele cunoscute în... Folosim niște sunete, numite mantre, sunete pronunțabile, care sunt, al căror efect este cunoscut de foarte, foarte multă vreme. Originea lor se pierde în negura timpului, nu sunt inventate nici de mine, nici de către Maharishi, nici de către maestru său și tot așa. Nu au niciun înțeles. Asta trebuie să fie foarte important. Au calitatea de a plăcea minții. Și în același timp au un efect pozitiv asupra fiziologiei noastre, pentru că intrăm în interiorul ființei noastre la interfața dintre minte și corp și ar fi bine să știm ce facem acolo. Am văzut experimentele acelea cu flori, dar că le pui o anumită muzică prosperă, altă muzică le face să se ofilească. Instructorii de meditație transcendentală știu exact ce îți trebuie ție. Nu sunt 6 miliarde de mantre pe planetă, sunt doar câteva, iar fiecare persoană aparține un anumit grup căruia se potrivește cel mai bine un anumit sunet. Dar transcenderea se datorează ție, în sensul că mintea vrea mai mult, vrea mai multă fericire, iar scopul ei este să se dizolve în transcendent, unde fericirea este extatică pentru ea. Atâta timp cât lași mintea trează, dar nedirecționată, într-un anumit fel, aceasta în mod spontan începe să se ducă unde caută mai multă fericire, unde este mai multă fericire. Și atunci această fericire se găsește în interior și se întâmplă de la sine. Nu trebuie să faci nimic. De aceea spunem că procesul este extrem de natural. Probabil foarte multă lume se întreabă, mai ales într-o epocă în care accentul cade foarte, foarte mult pe bunuri materiale, trăim o perioadă destul de bună și prosperă. Oamenii au din ce în ce mai mulți bani, mașini, case, joburi foarte bine plătite. Că sunt la noi în țară sau în străinătate, oamenii își permit mult mai multe ca în alte vremuri. Din fericire, nu avem nici parte de războaie. Într-o perioadă în care omul este foarte comod, este într-o zonă de confort și este foarte bine acolo. Și probabil și-ar pune întrebarea, de ce aș face eu meditație transcendentală? De ce aș ieși din acest cocon unde mi este bine? Pentru că oricine vrea mai mult. Dacă ai un telefon bun, vrei celălalt model și mai bun. Da. Dacă ai o mașină bună, după 6 luni te-ai plictisit și vrei celălalt model. Întotdeauna vrem mai mult. Meditația transcendentală, pe lângă faptul că elimină stres în mod spontan și îți crește energia și capacitatea intelectuală și toate aceste lucruri, îți crește capacitatea de a te bucura de lucruri, de viață și de orice. Gândiți-vă, am acești ochelari, dacă ar fi murdari, aș vedea foarte, foarte prost. Pe măsură ce-i curăț, lucrurile sunt tot mai clare și văd tot mai bine. Văd mai bine lucruri care erau deja acolo, numai că eu nu puteam să văd. Un sistem nervos îmbâxit de tensiuni și stres se bucură de viață mai puțin. Vedeți pe cei care, Doamne ferește, au o depresie, pot să aibă oricâți bani și-ar dori, ei sunt nefericiți. Cred că Jim Carrey a spus ceva de genul, doresc tuturor să aibă faimă și bani pentru a vedea că acest lucru nu este totul. Da, confirm, nu din experiență proprie, dar am apropiați care sunt foarte, foarte bogați și care sunt total nefericiți. Au un stres continuu pentru că trebuie să întreții toate acele afaceri și se pare că din... nu în simplu exemplu, vedem și la un nivel foarte înalt în mass media că oamenii care au foarte mulți bani nu sunt practic cei mai liniștiți și fericiți oameni. La polul opus, așa cum spuneai, te poți bucura de o simplitate, prin simplitate de orice, de un măr, de natură, de ca acum au înflorit copacii. Și asta vine
cred eu, din, prin prisma matricei din, cu care tu, pe care tu o manifesti. Pentru că dacă mintea ta e setată pe glorie și făcut bani și să fii vedetă, destul de greu să vezi aceste lucruri așa zis mărunte. Dar este în regulă și așa. Este în regulă să-ți dorești astfel de lucruri. Suntem oameni din lume. Este important să ai abilitatea de a-ți împlini dorința, pentru că nu dorința aceasta e o problemă. Este inabilitatea de a-ți împlini dorința care îți creează tensiuni și frustrări. Atâta Corect. Timp cât ai un mijloc prin care aceste dorințe se împlinesc mai ușor, atunci viața ta este fericită, indiferent ce-ți dorești. Atâta timp cât nu vrei să faci rău altora, este în regulă. O mașină mai bună, perfect, o mașină mai bună. Uh-huh. E foarte bine. Și în România sunt suficiente persoane și în zona în care ai spus tu și în zona media care au venit și au învățat meditația transcendentală, inclusiv cu mine. Noi avem o regulă, atâta timp cât nu vrei să vorbești despre asta și ești VIP, noi nu vorbim despre tine. Ai nevoie de noi, te ajutăm, uh-huh. dar lucrurile rămân private. Dacă ei se decid să vorbească, atunci spunem și noi că, uite, am învățat împreună cu noi și așa mai departe. Dar avem această regulă și afară se aplică în aceeași măsură. Dar acolo, pentru ei, este mai simplu să vină să spună, vai, de mine, am învățat meditația și am zis, trebuie să încerci, pentru că să lucrezi în media și în aceste zone de mulți bani, creează o presiune incredibilă asupra ta. Să performezi, să ții lucrurile în echilibru, să le faci să meargă. Iar acești oameni au cea mai mare nevoie de un mecanism pentru a elimina tensiunile adânc înrădăcinate din ei. Poate fi aplicat și în cazul sportivilor de performanță? Da, cu siguranță. Aștept cu nerăbdare. Am văzut în ultima perioadă că la nivel de top, la nivel mondial, foarte mulți campioni, din ce în ce mai mulți în ultimii 5-6 ani, au angajat cât un coach sau pe cineva care le-a insuflat are această... grijă de mintea lor. Da, care are grijă de mintea lor. Exact asta e formula. Și i-a dus în altă zonă. Pentru că, până la urmă, corpul ăsta fizic e limitat. Nu poți să tragi de el la infinit, dar de minte, da, poți să tragi. Așa este. Până la urmă, în funcție de ce unelte la îndemână, ai și rezultatele respective. Cu vorbitul, cred că funcționează într-o anumită măsură. Am doamne și domni care lucrează în psihologie și care au învățat meditația transcendentală, inclusiv cu mine și cu care mai am discuții. Și întotdeauna ajungem în același punct, că majoritatea problemelor pe care cineva care le are și le aduce la un terapeut nu se rezolvă, ci te ajută să trăiești cu ele. Ok, sunt o gamă care pot fi rezolvate dacă țin de înțelegerea ta asupra unui subiect, dar de cele mai multe ori te ajută coping, să trăiești cu acea problemă. Nu au cum să ajungă acolo în interior să le scoată. Meditația transcendentală, experimentând acel infinit, acea liniște interioară, care este la baza orice, încet, încet scoate, ajută organismul, de fapt, să scoată afară ceea ce nu este el. Pentru că corpul nostru știe întotdeauna ce este el și ce nu este el. Dacă avem un spin în mână, o să vrea să-l dea afară, nu-l vrea acolo. Corect. Pentru că cu încetul ne apropiem de final de emisiune, vreau să spunem telespectatorilor și câte va cuvinte despre fondator, despre maestrul meditației transcendentale, pentru că merită. Numele său este Maharishi Mahesh Yogi, unde Maharishi înseamnă mare rishi, iar rishi în scrierile vechi însemna cel care vede adevărul, deci nu clar văzător, cel uh-huh. care vede realitatea așa cum este ea în toată totalitatea sa. Iar Maharishi a fost unul dintre ei. A fost student la fizică, asta am spus deja, s-a iluminat. Spunea când a plecat maestrul său din lume a fost pierdut, cumva. S-a dus undeva într-o zonă în care trăiesc doar pusnicii.
Și acolo, la un moment dat, a început să-l bântuie un gând. Cred că Rameshvara. Și, ok, Rameshvara este un loc unde se află un templu. Și au avut o discuție cu cineva care era în acea zonă și, din punct de vedere al pusnicilor de acolo, orice gând care era în afara acelei zone era gunoi. Adică ceva. Și a zis, du-te acolo, rezolvă această problemă, după care întoarce-te și nu te mai gândi niciodată la asta. Și acesta a fost momentul în care a ieșit din acea liniște. A ajuns în Rameshvara, acolo cineva i-a propus să țină conferințe, cumva așa, de nicăieri. A ținut acele conferințe și încet, încet, tot mai mulți oameni au vrut să-l asculte. A început să umble prin lume. Cred că în America prima oară a stat la soții Olson, care chiar au scris o carte despre asta. Cred că a înconjurat pământul de 7 ori, până când la un moment dat a îmbătrânit suficient și s-a oprit. La un moment dat a rămas în Elveția, după care s-a mutat în Olanda la Vlodrop, unde a rămas până a încheiat cu viața aceasta. Este foarte cunoscut datorită Beatles-ilor din acea perioadă. Spunea cineva care era parte din această mișcare pe care l-a creat-o, mișcarea de regenerare spirituală, cred că a numit-o. Că, ok, până atunci meditația transcendentală era așa ceva, printre cunoscuți. În momentul în care l-a văzut pe Maharishi cu Beatles și a zis, ok, din acest moment lucrurile se vor schimba. Și erau cozi foarte, foarte lungi la centrele de meditație transcendentală pentru cursuri. Și lucrurile au mers tot mai bine în această direcție. Știu că Beatles au fost și în Rishikesh, despre care am vorbit înainte de emisiune, cu Maharishi pentru a deveni instructor de meditație transcendentală. Am înțeles că n-au încheiat acest curs, lucruri s-au întâmplat, versiuni au fost spuse, unii spun ceva, alții spun altceva, lucrurile stau undeva așa într-o dungă. Ceilalți Beatles s-au reconciliat cu Maharishi și parcă Paul sau Yoko Ono au zis că dacă John ar mai fi trăit, s-ar fi reconciliat sigur cu Maharishi, pentru că probabil a fost doar o eliminare de stres foarte puternică și au luat un pic razna și au trebuit să plece. Totuși, în perioada aceea, The Beach Boys au învățat să mediteze cu Maharishi, iar doi dintre ei sunt instructori de meditație transcendentală. Deci ei au reușit să termine cursul. Cam asta este povestea. Spune-mi, te rog, dacă alimentația joacă vreun rol în succesul practicii meditației transcendentale. Există acum trendul acesta de să fii vegan, rău vegan, vegetarian, lacto, unii nu, și pentru multă lume încă e ceva neclar cum e bine să fii, influențează. Această meditație poate fi făcută de către oricine, indiferent ce mănâncă. Pe măsură ce lucrurile avansează și fiziologia scapă de tensiunile interioare, cumva îți dorești mai mult și atunci îți, în mod spontan, începi să funcționezi altfel și să alegi altfel de a mânca. Mulți dintre cei care practică, la un moment dat zic, gata, nu mai mănânc carne. Dar ideea este, dacă îți dorești să mănânci așa ceva, nu te abține, mănâncă, pentru că înseamnă că ai un minus în organism și îți trebuie acel ceva. Dar datorită acestei practici ai mai multă energie și poți funcționa altfel, este în regulă. Gândiți-vă la un avion și la o mașină sau la un tractor. Una, un fel de benzină pui într-un tractor, alta într-o mașină, alta într-un avion. Correct. Dacă vrei mai multă viteză, atunci trebuie să schimbi un pic combustibilul care îl bagi în mașină. Foarte bună comparație. Așa este. Pentru că am ajuns la final de emisiune, am să închei cu o mică povestioară zen, așa ca și concluzie din toată discuția noastră, pentru că au fost maestri zen care, într-adevăr, așa cum spuneai și tu, vedeau adevărul așa cum era el în realitate și nu încercau, pur și simplu îl vedeau așa cum este. Și e o povestioară celebră în care un maestru este întrebat de discipol: maestre, cum s-a schimbat viața după iluminare? Ce era înainte, ce e după? Iar el a spus, înainte de iluminare, munții erau munți și apele erau ape. După iluminare, munții erau munți și apele erau ape. Și o altă povestioară, și cu asta închei,
pe aceeași întrebare, alt maestru, alt discipol, ce s-a schimbat acum după iluminare? Și a zis nimic. Dar când mănânc, mănânc, când beau, beau, când dorm, dorm. Subliniind faptul că e mai prezent și mai conștient în tot ceea ce făcea. Andy, îți mulțumesc pentru că ai venit în emisiune și am discutat acest subiect. Mulțumesc frumos și eu, Marius. Și cu drag ne revedem și altă dată. Cu drag. Zi minunată. Iar noi ne revedem pe canalele media. La revedere. Am descoperit acest dispozitiv. Am descoperit torserul. Apelați la el cu încredere pentru că glicemia mea s-a normalizat. Sunt convinsă că durerile articulare mi-au trecut datorită acestui dispozitiv și mai are o calitate importantă. Îți dă energie și forță atunci când crezi că ești epuizat. Am văzut, după ce l-am comandat, la vreo câteva zile l-am primit, l-am folosit și am văzut că are un efect foarte bun. În sensul că dacă am avut la inimă înțepături, l-am pus deasupra inimii. După circa 10-15 minute a început să dispară înțepăturile și pe urmă o perioadă de timp nu le mai am. Anul trecut am căzut cu mâna dreaptă și mi-am stricat umărul și nu am rupt-o și aveam o durere îngrozitoare și mai ales noaptea. De așa, parcă mă tăia cineva, îmi tăia cineva mușchiul. Și atunci soțul meu punea acolo și legam cu o din asta elastică și dormeam până dimineața și îmi trecea durerea. Mi-a trecut durerea de... și acum nu mai... Dar m-a durut 2-3 luni înainte, m-a durut de când am căzut și până am pus. Am mai multă putere și mai energică. De când am torserul, eu nu mai folosesc tablete de dormit pentru somn și am un somn liniștit. Dacă mă trezesc de 2-3 ori pe noapte pentru a-l ajuta pe soțul, păi imediat adorm. Cum am pus capul jos și asta mă ajută să-mi completez orele de odihnă. La început l-am folosit în special pentru rana de la picior. Deci l-am ținut la început o jumătate de oră sub talpă, cu ciorapul pe picior, bineînțeles, și după aceea seara îl băgam sub pat. Uneori îl pun pe cap, pe ceafă, pe în vârful capului. Am durere chiar în vârful capului. La picioare. Aveam o durere foarte mare de picioare într-un timp și mi l-am așezat în pat. Efectiv, la capătul picioarei și dimineața eram foarte relaxată,